Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Idei în Actualitate. Această emisiune pătrunde în casele dumneavoastră de foarte mulți ani și de fiecare dată va duce evenimente la zi. Vă spunem despre prefect, despre partide politice, despre situații sociale, despre oameni din cultură și artă, despre sănătate și despre educație și multe alte teme pe care noi considerăm că sunt necesare să le aflați, să aflați opiniile unor oameni și să știți ce se întâmplă în județul Vâlcea. Mai puțin și poate și din cauza reținerii unor oameni, v-am prezentat lucrurile bune care se construiesc cu migală, afacerile de succes din județul Vâlcea. Produs în Vâlcea este un nou ciclu de emisiuni care își propune să scoată la iveală ceea ce merge, să ne dea puțină speranță, pentru că atunci când ne gândim că lucrurile se dărâmă într-o parte, trebuie să vedem ce se construiește. Oameni care nu dorm noaptea, care își pun experiența, își pun banii, își pun timpul la dispoziție pentru a crea locuri de muncă, pentru a produce, pentru a crea frumos, pentru a crea valoare. Vă invităm ca la această primă emisiune produsă în Vâlcea să pătrundeți în Raiul Florilor. O emisiune care sperăm noi în această vineri seara vă va aduce bucurie. Ce imagine frumoasă acum când primăvara bate cu putere la ușă. Florile sunt cele care ne luminează viața. Ele ne aduc bucurie, uneori sunt trecătoare, dar mirajul și miracolul lor rămâne. Ne umple sufletul de bucurie. Cum să faci o afacere din flori? Cum să faci o afacere din frumusețe? La prima vedere pare ușor. Povestea construirii unui business din flori, din frumusețea vieții, din luminarea zilelor fiecăruia dintre noi, la Făptuitorii, alături de un om care a pornit cu multă vreme în urmă, după ce a văzut experiența de dincolo. Și nu oricum, îi aflați povestea în minutele următoare. Să lucrez cu frumosul, spuneam eu telespectatorilor, pare ceva foarte plăcut, ceva la îndemâna oricui. Care-i povestea lui Marian Mitră, omul care, iată, suntem aici într-un paradis, un loc în care s-a condensat frumusețea lumii, care este perisabilă, dar este cu atât mai valoroasă. Care-i povestea? Eu țin minte și aș prelungi puțin introducerea că ne-am cunoscut cumva prin anii 2003-2004, un tânăr foarte atent la toți cei care intrau pe porțile serelor unde era atunci și care îmi spunea că după ce a fost plecat prin Italia și prin străinătate și a văzut cum se lucrează acolo, cu tot ce a agonisit a venit și s-a hotărât să facă o investiție în zona aceasta. Cum e povestea? Eu am spus așa pe scurt. Bună ziua, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Această activitate a început cu foarte mulți ani în urmă, acum 17 ani, când ca tot românul am plecat în străinătate dorindu-ne mult mai mult, un trai mai bun. Am lucrat într-o societate cu profil horticol, unde am învățat foarte multe lucruri. Așa s-a născut ideea, venind în țară, era un domeniu nou de activitate, am început greu ca fiecare, dar încet, încet s-au văzut rezultatele.
Numai puțin, o să țin eu microfonul și îl îndrept către fiecare dintre noi. Acum, în urmă cu 17 ani, când veneai din Occident, cumva chiar acolo unde și în octombrie și noiembrie, la ferestrele caselor, toate străzile erau pline de flori, deși românul iubitor de flori, parcă erai trist puțin că și la noi nu este așa. Acum, deja s-au schimbat lucrurile, dar tehnologia, că una este o seră de acolo, acum suntem cu tehnologie modernă, în urmă cu 17 ani erau așa, celebrele solarii sau sere improvizate cu cornier și sticlă sau plastic, așa este? Exact, erau serele care le știm cu toții din timpul comunismului, numai că și noi ne-am adaptat foarte bine, am început să performăm. La ora actuală, noi producem foarte mult, producem undeva un număr de 500.000 de plante pe an. Este fantastic! Da, este. Pe această suprafață, care unde, de fapt, după o experiență din 2003, cam de 6 ani putem spune că a început povestea aici, unde suntem acum. Da, această bază este creată cu 6 ani în urmă. Am cumpărat un teren gol fără nicio construcție, am început încetul cu încetul să ne dezvoltăm, să reinvestim tot profitul și se văd rezultatele. Scria undeva sera numărul 1, aceea a fost prima care a fost pe terenul cumpărat? Da, este sera numărul 1, este o seră de 1500 de metri pătrați, toate serele sunt automatizate, computerizate, la standardele superioare, care ne ajută foarte mult. Acum, sigur, în urmă cu 6 ani, cumpărat un teren, cam ce înseamnă investiția într-o seră? O seră ca aceasta în care am văzut că există climatizare, există tot automatizat. Ce înseamnă investiția într-o seră? Nu mai vorbim apoi de răsaduri, de munca umană, de pământ, de îngrășământ, de toată știința înglobată. Pur și simplu, spațiu. Investiția într-o seră înseamnă foarte multă muncă, energie. Și ca bani așa? Da, știți foarte bine că domeniul horticol-agricol este un domeniu perisabil, cu foarte multe neajunsuri și pe cât posibil trebuie să ținem echilibru. Așa este, dar mă gândesc cam ce înseamnă investiția într-o seră. Ce ar însemna? Ca valoare, 10.000, 50.000 de euro, cam așa o aproximativ. De exemplu, sera numărul 1, să concretizăm, este o seră cu o investiție peste 100.000 de euro, automatizată, în afară de plante, răsaduri și ceea ce ați văzut în interior. Așa este, până la urmă e o întreagă știință. În anii aceia 2003-2004, când v-am întâlnit, domnule Mitră, erați un tânăr dornic de cunoaștere, foarte curios, foarte atent și dornic de a face ceva și iubind florile, iubind frumosul. Acum trebuie să spunem oamenilor că odată cu afacerea și cu investiția a crescut și pregătirea, nu? De ce ați considerat că e nevoie să vă specializați în horticultură? Mi-am dorit foarte mult să performez. Sunt de fel de la țară, am știut tot timpul să muncesc, am muncit de copil mic și am mers mai departe. Am mers mai departe din toate punctele de vedere, atât profesional, cât și din punct de vedere al educației. Am muncit de dimineața până noaptea târziu. Aveți doctorat în horticultură, nu fiți modest, vă trag de limbă pentru fiecare răspuns. Cu ce lucrare v-ați luat doctoratul? Că sunt convinsă că dumneavoastră nu aveți nevoie să-l puneți într-o biografie sau CV, cum se spune acum, pentru funcții. Vi l-ați făcut pe drept. Ce ați cercetat? Pe ce temă v-ați luat doctorat în horticultură? Doctoratul în horticultură este pe creșterea și dezvoltarea plantelor horticole. Exact ce facem acum, la ora actuală. Adică ați avut materia prima aici, n-a trebuit să mergeți undeva să faceți cercetare? Nu am fost, a trebuit să facem totul aici, teza, inclusiv teza de doctorat. Unde a susținut-o? La Craiova, sub îndrumarea domnului profesor Botu Ion.
Sigur, pentru că asta vreau să vă spun, că până acum domnul Botu era tătucul horticulturii și al cu stațiunea de cercetare, unde s-a zbătut și a luptat și unde vorbim de celebrul nuc și de cireș și de alte lucruri. Iată, acum avem celebrul domn Mitră cu florile, nu? Deci domnul Botu a fost îndrumătorul noastră de doctorat. Ce sfaturi v-a dat domnul Botu? În primul rând, am tot respectul față de dumnealui. Se știe foarte bine că dânsul este somitatea horticulturii românești. Așa este, dar v-a dat vreun sfat, bine că v-a fost model și că l-a respectați, asta e limpede, dar v-a dat vreun sfat? Da, bineînțeles, în primul rând exigența. Adică? Să fiu exigent cu mine, primul lucru, și pe cât posibil să fiu la standardele superioare. Asta e, pentru că la ora actuală nu a crește flori, vin camioanele din Olanda cu tot felul de lucruri. Noi acum avem mai puține soiuri autentic românești, multe dintre ele provin tocmai de acolo de unde ei au făcut cercetare. Dacă vorbim de lalele bulbii care se comercializau la bursă pe vremuri, cât din... care e diferența? Pentru că totuși folosiți muncă românească, sol românesc, cât e investiție ca să poți să spui că exigența aceasta se ridică la standardele cerute acum pe piață? La ora actuală noi producem în proporție de 60-70%, restul completărilor le facem din exterior, pentru că nu avem posibilități și capacitate financiară. Ne-a plăcut. Da, 500 de mii, aproximativ 500 de mii de fire de plante. Începem perioada de producție din toamnă până în perioada de vară, după care reluăm ciclul de producție. E foarte interesant. Câți oameni aveți pe această suprafață? Că noi am filmat, te pierzi cu ochii în lungimea serelor. Câți oameni aveți alături de care reușiți să îngrijiți clădina raiului, ca așa i-aș spune? La ora actuală avem un număr de aproximativ 30 de oameni care sunt dedicați, oameni tineri, oameni care au crescut cu noi, oameni care învață cu noi, oameni care sunt bine așteptați, cei care vor să angajeze în domeniul acesta, noi așteptăm cu brațele deschise. E firesc, în momentul în care v-ați perfecționat, priviți cu alți ochi afacerea, nu? Pentru că nu mai este omul care doar scoate bani, fiecare face o afacere pentru că vrea să obțină profit. Dar dincolo de asta, probabil că exigența investiției este mai mare decât la alții care spun bag puțin și scot mult. Nu, este, ce pot să spun, invers, să încercăm pe cât posibil să scoatem la un preț foarte bun pe piață, să încercăm să combatem cât se poate importurile pe domeniul acesta de activitate, să aducem prețuri mult mai mici față de prețurile externe. Acum eu am văzut, am fost prin mai multe proprietăți și am văzut că semnătura specialiștilor noastre se vede și în amenajările spațiilor exterioare ale unor grădini. Aveți, uneori, știți, acolo în lumea aceea mare se folosea arhitecți peisagiști, noastră fiind specialist în horticultură, doctor în horticultură, făceați de mult astfel de lucruri. Acum, cum faceți? Discutați cu clientul, vine el cu ideile, dumneavoastră îi faceți propuneri, cum este? Da, în momentul în care realizăm o arhitectură peisagistică, foarte mult stăm de vorbă cu beneficiarul, depinde ce își dorește, depinde ce anume vrea. Exact ca la o mașină. Ce fel de dotări vrei să ai la mașina respectivă, așa este și în partea de peisagistică. Ce plante îți dorești să ai în curte? Sigur, ce plante îți dorești, cam care ar fi periodicitatea, ce arbuști, ce arbori, cum vrei să fie aleile, nu? E o întreagă știință aici. Da, bineînțeles, noi încercăm să ambientizăm cât se poate de mult verde, culoare, arbori, arbuși, conifere.
Da, pentru că am văzut, treceam, cred că printr-o fostă țară comunistă, prin Polonia, pe un drum care nu era tocmai turistic și din loc în loc erau mici amenajări cu gentuie, de arbori decorativi. Nu exista curte în care să nu vezi verde, gazon și cu o simetrie sau cu un simț artistic cu oamenii aceia. Nu exista curte neîngrijită în care, în mediul rural era, totuși, nu era pe drum turistic, să vezi, nu știu, la întâmplare aruncate lucrurile. Verde și arbuști. Cred că pe aici așa se tinde și acum. E mai ușor de îngrijit? Nu este ușor de întreținut o grădină. Sunt perioade, trebuie să anumite operațiuni pentru întreținerea unei grădini. Se începe foarte bine cu foarte mult perioada de toaletare, întreținere, fertilizare, combatere boli și dăunători. Deci tot timpul trebuie să fii atent la ce se întâmplă. Da. De exemplu, anul trecut a fost a migrat o omidă în care anumite plante și arbuști au fost efectiv afectat foarte, foarte mult. Și dacă nu aprici din timp tratamentul, ai pierdut respectiva. De planta respectivă. Dacă nu sunt combătute, se pierde planta respectivă. Care e programul dumneavoastră, așa, într-o zi obișnuită de lucru? Într-o zi obișnuită, la ora 6:30, punct, eu sunt la firmă, sunt la birou și se închide programul cu mine 9:30 zilnic, uneori și sâmbătă și duminica. Prindeți răsărit alături de flori? Da, bineînțeles. Da. La noi tot timpul este primăvară. Da, primăvară-vară este un spectacol extraordinar. Există flori preferate la un florar, la un horticultor, nu? Aveți o floare de suflet? Vă dați seama, la multitudinea de plante și flori care o avem, este foarte greu să aleg. Sunt foarte multe plante care au specificul lor, care emană energia pozitivă, care te ajută să mergi pe mai departe. Din câte se știe, plantele, în general, îți emană foarte multă energie pozitivă. Întotdeauna. Întotdeauna. Da, sigur, dar totuși, Maria Mitra are o plantă preferată, o floare preferată? Da, într-adevăr, din totdeauna mi-a plăcut foarte mult gardenia. Gardenia este o plantă cu un miros extraordinar, are un miros asemănător exact ca la Magnolia grandiflora. Magnolia care rămâne verde tot timpul, cu frunza asemănătoare cu cea de ficus. Se îngrijește greu gardenia? Nu. Nu se îngrijește foarte greu, numai că trebuie să ținem cont de umiditate, de modul de păstrare. Da, adică întreagă știință și aici. Până la urmă, orice se face cu știință, simțul acela al oamenilor de altă dată, care știau după vreme când să semene, când să udă, când să culeagă, a rămas undeva în urmă, pentru că acum, dacă nu avem condițiile climatice, iată, acoperit de, protejat de vreme, protejat de factorii nocivi, căldura potrivită, nu obținem nimic. Știu că soția dumneavoastră este specialistă în turism și undeva stând noi de vorbă cândva, în vremuri vechi, noastră ați încercat o diversificare, ați încercat tot din dorința de a face ceva bun pentru comunitate, până la urmă, nu doar pentru noastră, să faceți cultură bio de un coș bio pentru legumele necesare într-o gospodărie. Ce n-a mers în povestea aceasta? Pentru că ați început frumos, arătau extraordinar, le mâncai cu ochii, ca să spun așa. Exact. Într-adevăr, am produs legume bio în prima seară, seara numărul 1, numai că la noi în zonă nu au fost foarte căutate și nu am putut să avem un profit din care să ne putem susține. Da. Tot ce produceam trebuia să vindem în alte județe, costurile fiind foarte mari de transport și de manipulare, nu mai exista profit. Calcule și a trebuit, exact, și a trebuit să renunțăm și să reluăm din nou producția de plante și de flori.
pentru că atunci și acum aflând și cunoscând-o pe doamna, dar aflând că dânsa este specialistă, noastră gândeați așa un fel de circuit al celui care vine într-un fel de agropensiune, se hrănește doar cu ce ați produs dumneavoastră cu știință bio, respiră un aer curat și pleacă încărcat și cu bucuria florilor garantat acasă. Mai este o idee care vă dă târcoale sau vă concentrați toată energia pe producția de flori și de plante decorative? În momentul acesta toată energia este pe producție plante și flori. Nu știu, poate în viitor mă gândesc să facem o altă bază cu specific legumicol. N-ați renunțat total la idee? Da, totuși a rămas ideea. Încercăm pe cât posibil, nu știu dacă s-a aprobat legea prin care toate supermarketurile să comercializeze produse în proporție de 50% produse românești. S-a aprobat, a atacat o Comisie Europeană, e mai încurcată povestea, dar ca idee n-ați renunțat total la idee? Nu, n-am renunțat. Momentan avem o suprafață de 3 hectare de măr, măr Florina, da, mere naturale care le producem. Avem o suprafață cu în proporție de 90% măr, 10% prun. Vedeți, n-am discutat mult înainte și m-ați surprins în timpul dialogului, adică undeva există, cum spune românul, să nu pui toate ouăle în același coș, dar pe același domeniu unde vă pricepeți, există o diversificare. Mere și prune autentic marca dumneavoastră. Într-o zonă de deal, bănuiesc. Într-o zonă de deal, zona Peșana. Cine e de acolo, dumneavoastră sau doamna? Soția. Soția este din zonă. Familia, copiii, cum văd? Care dintre copii iubește mai mult? Toată lumea muncește. La noi toată lumea muncește. Eu cu activitatea mea, soția asemenea, copiii școală, anumite activități pentru educație. În general, ne vedem seara, discutăm, vorbim, vedem ce s-a întâmplat în timpul zilei, după care dimineața ne reluăm activitatea fiecare. Ce cred copiii despre flori? Pentru că știți cum este, este ca și cum ai crește într-o casă în care de la început ai bibliotecă, ai baie, ai toată civilizația. Și atunci nu le apreciezi decât dacă li spar sau decât dacă vrei să ții ceva mai bun. Copiilor, cum li se pare? Simt nevoia, se înconjoară de flori? Știu că aveți niște trandafiri în grădina acasă, e o minune. Am văzut niște fotografii extraordinare. Îngrijesc acasă grădina sau tot pe dumneavoastră vă lasă ca specialist? Nu, toată lumea este implicată. Chiar dacă la sfârșit de săptămână copiii vin în sere și la firmă. Deci fac ucenicii aici? Da, se implică. Bineînțeles că sunt răsplătiți financiar pentru că depun o muncă și numai așa putem să îi îndrumăm și să aibă o perspectivă pe cât se poate în activitate. Acum, vedeți, are vreună tendință să urmeze perfecționare în domeniu și să preia afacerea familiei? Deocamdată sunt mici, nu pot să-mi dau seama, vedem pe parcurs. Da, pentru că, după modelul, a fost o iufă la noi imediat după Revoluție, ce n-am avut noi să dăm totul copiilor, să nu-i punem să facă nimic. Ei, acum am înțeles că, până la urmă, când muncești din greu să crești o afacere pas cu pas, când se mai întâmplă să vezi că n-ai clienți pentru numărul produs și alte lucruri, urmașii tăi trebuie să învețe tot așa, pas cu pas, să înțeleagă afacerea dacă vor să o preia. Cum e piața? 500.000 de fire pe an, asta înseamnă că aveți și o clientelă stabilă și alta care vine, să spun așa, ocazional, acoperiți. Exact, la numărul de plante produse, vindem foarte mult în exterior, în exteriorul județului. Producția este mult mai mare față de nevoile de aici, așa că vindem foarte, foarte mult în afara județului.
Până la urmă nimeni nu este profet în țara lui și... Da, bineînțeles, așa este. Da, și deși avem mulți iubitori de frumos, da, decât să se nască povești, mai bine aveți un site pe care lumea poate să intre, să vadă, aveți o... cum o pagină, avem o pagină de internet, Flori pentru grădina ta. Toți oamenii ne pot găsi pe drumul gării. Avem și o reclamă, prima stradă la dreapta după poliția rutieră, Răureni. Exact. Da, adică cumva v-ați gândit să vă localizați și să spuneți așa în mare Flori pentru grădina ta. Dar Florile pentru grădina ta ce înseamnă? Înseamnă de la grădina, haideți să luăm exemplu, de la așternut gazon sau cultivat gazon până la sădit arbuști, gândit peisagistic nuanțele de frunze, nu? Tot ce înseamnă în domeniul orticol putem să asigurăm, chiar dacă nu avem, putem să aducem orice plantă. Ce v-a adus în plus desăvârșirea studiilor în afară de exigență? Mergând atât în paralel cu activitatea, pot să spun că m-am perfecționat foarte mult în domeniul acesta. Pentru că știți de ce? Mă gândeam că n-ați renunțat la ideea de a produce legume bio și sunt foarte mulți oameni care au celebrele solari, legumicultorii și au tot felul de lucruri în rândul specialiștilor. Îmi spun, da, dar uite, că noi cumpărăm din import și că nu avem legume românești și așa mai departe. Dar zice, uite, la un moment dat nu respectă neapărat concentrația de substanțe puse. Un om cu specializare în horticultură și-ar permite ca să grăbească coacerea unei producții și să intensifice anormal, că există acum substanțe să creeze orice. Un adevărat profesionist care într-adevăr ține foarte mult la sănătatea lui și a celor din jur, nu cred că ar face așa ceva. Pentru că știți foarte bine toate bolile, în general la ora actuală, cancerul și nu numai, apare și datorită alimentației. Alimentație care este, bineînțeles, susținută cu foarte multe pesticide și îngrășăminte. Florile ne fac viața mai frumoasă, de la amenajarea unui simplu balcon sau unei logii până la amenajarea unei grădini. Pe vremuri aveați și niște, să spun eu, reprezentanțe în oraș. Ați renunțat la această idee și de când sunt aici au tot venit oamenii. Deci nu mai mergeți pe ideea de a avea comercializare în detail, nu numai în gro, cum este aici. Da, cu mulți ani în urmă aveam magazine, aveam florării, numai că s-a renunțat, s-a făcut un nou concept, o altă activitate într-un alt punct. Mi-amintesc prima dată când am înființat prima seră, nu venea nimeni în curte. Așteptam cu lunile să intre cineva, să vină un client. Încet, încet am început să batem din poartă în poartă, să fim cunoscuți, să știe lumea de noi și așa încet, încet s-a aflat că suntem aici. Sunt oameni care vă caută an de an primăvara pentru a-și îmbogăți grădina sau vă caută la diverse evenimente pe care le au în viața lor. Ați creat așa o relație că sunt grupul acela, nucleul acela dur, ca să spun, de clientelă stabilă? Vă dați seama, în decurs de 17 ani de activitate, cu marea majoritate am rămas prieteni. Sunt oameni care sună după 10 ani, care rămâne numărul de telefon în memorie. Pot să spun că am peste 5.000 de numere de telefon în care sună și nu mai știu cine este. Sună pentru diverse întrebări, pentru grădină, pentru plante, pentru extindere sau pentru altă amenajare. Deci vă caută oamenii care au fost mulțumiți. Acum, sigur că nimeni nu e infailibil și pot să existe nemulțumiri, dar în mare, omul care a văzut dăruirea, vă duceți personal, aveți o echipă specializată în amenajările acestea, în afară de oamenii care aici, de la prima seră cu răsaduri până la minunea asta aici, total înflorită. Într-adevăr, pe partea de peisagistică și amenajări,
tot timpul merg eu personal. Merg eu personal să văd suprafețele, să stau de vorbă cu beneficiarul și să vedem ce anume își dorește. După care facem concepem un proiect, îl prezentăm, o ofertă și mai departe beneficiarul alege soluția cea mai bună. Sigur, bănuiesc că aveți un repertoar, un album cu fotografii, cu lucrări pe care le-ați făcut, grădinii pe care le-ați amenajat. Mi-ar plăcea să arătăm și telespectatorilor câteva din concepțiile dumneavoastră. Sper cu altă întâlnire să vă pot pune la dispoziție portofoliu cu fotografiile de la lucrările executate. Cred că la ora actuală, în decurs de aproape 20 de ani, 17 ani, am realizat peste 1000 de grădini. Extraordinar. Aici și în țară. Și în țară. Bineînțeles și în, și în afară. Și în afara țării. Da, bineînțeles, da, bineînțeles. Unde, domnule Mirea? În Italia. În Italia. Asta înainte de acolo sau și acum, după ce? Înainte și după. Înainte și după am realizat în zona de nord a Italiei. Grădini. Grădini, exact, exact. Italieni sau români stabiliți acolo? Nu, italieni, italieni. Este extraordinar. Italienii, de la care dumneavoastră cumva printr-o firmă de horticultură ați învățat prim ABC-ul meseriei, care v-a cucerit și v-a dat un sens vieții, iată, vin în România, contractează un peisagist, un horticultor din România să le amenajeze grădinile. Foarte frumos! Da, bineînțeles. În general, când află că ai lucrat în țara lor și ai o experiență, ești căutat. Și adică datorită, deja crește încrederea. Exact. Și datorită faptului că, fiind străin, poți să vii cu o ofertă mult mai bună. Da, sigur, noi încă putem să venim cu o ofertă mai bună decât ei, la ei, unde și veniturile lor au alt nivel și atunci toți producătorii se aliniază la veniturile lor. Da, e foarte interesant. N-are bani românul, nu renunță la flori. Nu renunță. În general, oamenii primăvara își cumpără, cum am spus mai devreme, energia plantelor ne ridică foarte mult standardul de viață și nivelul energetic. Da. Ați recomanda anumite plante pentru balcon sau tot în funcție de ce își dorește? Pentru verande, pentru balcon, să nu vorbim de grădini, unii au, alții n-au, dar există anumite plante, nu știu, mușcatele acestea. Eu am auzit o poveste, spuneți-mi, poate știți dumneavoastră, se zice că românul nu întâmplător în cerdacul casei avea mușcata. Unul, că floarea este superbă, dar are darul ca mirosul lor să îndepărteze insectele. E vreun adevăr în această poveste? Că, iată, noi stăm aici, în jurul acestor superbe mușcate, nu este nicio albină, alături la zambile, albinele polenizează de zor. Așa este. Mușcata tradițională românească, care o știe toată lumea, din bunici, o știm foarte bine. Mi-amintesc că bunica avea la fereastră mușcatele românești tradiționale, care erau foarte vechi, foarte bătrâne, și tot timpul le toaleta, le tundea, le îngrija și erau pline de flori. Mușcatele, se spune că atrag foarte mult energiile în casă, pozitive, în care îți dă o altă stare. Deci această mușcată de aici este nu numai decorativă, dar ne atrage și energiile benefice, pe ce doar chinezii să aibă tot felul de feng shui-uri. Iată, mușcata noastră, fie că e românească, fie că nu mai este soi românesc, dar tot mușcată este, atrage energiile benefice. Da, atrage energiile benefice. De exemplu, aceasta este o mușcată, o caliopă semicurgătoare. Este produsă undeva, dacă îmi dați voi să vă arăt, este produsă undeva luna septembrie, este butășită. Și... Ce înseamnă butășit? De exemplu, dacă am pălit această floare sau uscat pe o taie? Nu, floarea. Nu. Nu? Dar ce? Dacă se vede ramificația de aici. Deci o ramificație. O ramificație. Unde este lemnificată. Acolo unde e lemnificată, ca să poată să rămână. Exact, uitați ce se întâmplă. Aha. Și de aici
încercăm să facem un butaj, da? Da, un și acesta butaj, dacă îl puneți în pământ, îi mai puneți ceva? Nu, îl punem într-un pământ, o mixtură care o facem noi, un substrat, care îl concepem din îngrășăminte, turbă, o turbă cu un pH de 5,5, o dolomită amorfă și un dezinfectant. Și avem o nouă plantă. Avem o nouă plantă, bineînțeles, perioada de înrădăcinare durează între 3 săptămâni și o lună de zile, după care o transplantăm la un ghiveș mai mare și așa mai departe, încercând să o facem cât mai compactă prin tăieri și toaletări. Deci noi avem grijă să păstrăm coroana plantei și așa cât mai compactă. Cât mai compactă, ca și aspectul și florile să fie adunate. Iată, ne-ați dat și un sfat util, poate mai venim, o să facem o rubrică la cum să ne îngrijim plantele și o să apelăm la specialiștii dumneavoastră care din când în când să ne învețe cum să îngrijim plantele, că n-ar strica să învățăm acest lucru. Mulți au și mulți se plâng că nu, uneori nu le merge bine. Violetelor de Parma sau orhideelor sau mai știu eu ce. Există pentru fiecare o știință. Așa este, noi suntem focusați foarte mult pe plantele autohtone, plantele românești, care se întrețin și foarte ușor. Și se adaptează mai ușor și în grădinile noastre? Sau? Da, bineînțeles, datorită aerului, temperaturilor noastre și mediului înconjurător. Adică n-o să dispară soiurile românești în avalanșa asta de semințe, bulbi, semințe și bulbi care vin din Olanda sau din alte țări, dar Olanda e cea mai celebră pentru producția de flori. N-o să dispară pentru că, iată, oameni ca dumneavoastră mai prezervă, nu? Mai păstrează cumva. Da, încercăm și noi pe cât posibil să aducem o calitate superioară la tot ceea ce înseamnă producție. Și pentru că vorbeam despre acest lucru, eu mi-amintesc, stimați telespectatori, și cred că și dumneavoastră, chiar dacă sunteți cu mult mai tânăr, gusturile soiurilor de prune românești, diversitatea lor, gustul mărului Ionatan românesc și diversitatea soiurilor de mere de la Golden nu se compară cu cele pe care le găsești iarna în supermarket. Multe vin din Polonia, de parcă noi într-un județ cu renumit. Noi și Argeșul eram renumiți pentru producție de fructe. Și știți ce îmi spun oamenii din piață, la care întreb, domnule, unde e diversitatea aia de soiuri de prune? Unde e tuleul românesc care e dulce acrișor față de celălalt care e fad? Și îmi spun, doamnă, nu sunt la fel de rezistente. Ce le-ați spune? Mai păstrați noastră ca horticulători, și pentru că tot aveți acolo, păstrați undeva și soiurile astea care mai dulci, mai aromate, mai păstrează gustul copilăriei pentru mine, pentru alții poate nu. Într-adevăr, soiurile acestea au rămas în curțile părintești. La ora actuală se merge foarte mult pe producție și profit. Și atunci soiurile care sunt din afară, semințele sunt mai bine, mai rezistente la climă, mai rezistente și rezistă mai mult. Dar dumneavoastră nu v-ați gândit să faceți acolo undeva un loc șor în care să prezervați niște soiuri? Sau vă dau o idee acum? Nu, într-adevăr este foarte mult de muncă în domeniul horticol și sunt foarte multe lucruri de făcut, ceea ce nu ai posibilitatea să realizezi tot ceea ce îți propui. Este foarte greu. Dar încercăm să ne focusăm pe activitățile noastre, să le facem bine. Nu vrem să ne împărțim în 10, în prea multe și să nu putem să reușim să mergem mai departe. Pentru că vedeți, acum se vorbea și despre roșia românească și gustul extraordinar și am înțeles că există o bancă cu semințe care sunt păstrate din soiurile vechi românești. E drept, spunea cineva, zice, pui mâna pe roșie și rămâne gol, deci clar nu e tare tratată ca cea care rezistă mai mult. Dar așa, în doze mici, poate nu dumneavoastră care n-aveți timp să vă împărțiți într-o mie de locuri, dar poate dăm ideea cuiva să facă o mică afacere de nișă, cum am auzit că există o tânără doamnă care face o pâine cu maia autentică, naturală, mici afaceri care să nu implice nici investiție foarte mare, ci doar dragostea pentru a face un lucru bun. Da, referitor la pâinea cu maia, cunosc și eu o persoană, nu știu dacă este vorba de aceeași persoană, locuiește pe strada Ostroveni.
Ei, nu cred că este aceeași persoană, dar e undeva în zona Păușești. Dar e bine că există mai multe persoane. Da, bineînțeles, așa este. Deci, vedeți, se poate face într-o lume în care spui, domnule, vai, nu știu ce industrie moare, vai, cum să faci afaceri în ziua de astăzi. Dacă ai puțină pasiune, cred că poți să faci ceva. Da, eu într-adevăr am tot timpul am militat să încerc să mă concentrez în județul meu, în orașul meu, pentru a ne ajuta reciproc. De fiecare dată a trebuit să caut, să conlucrez cu oameni care încearcă să lucreze cu mine. Să facă ceva bun. Ceva. Numai așa putem să reușim, numai așa putem să creștem și nivelul de trai în județul nostru. Acum, sigur că sunteți un vizionar, că dacă nu erați vizionar, nu vă apucați să studiați, să vă perfecționați. Adică omul care vine la 6:30 și pleacă seara târziu. Cum vedeți evoluția acestei afaceri? Că, nu, a crește, a diversifica numărul de plante, poate ne crește și nivelul de trai și ne permitem să ne schimbăm mai mult aceste minuni de flori? Bineînțeles, noi ne limităm, suntem limitați și datorită spațiilor și datorită evoluției. În funcție de piață, în funcție de beneficii, în funcție de trai, încercăm să producem. Încercăm pe cât posibil să... Încercați să vă adaptați? Actuale, da. Tot timpul încercăm să ne adaptăm situației actuale. Puteți spune așa foarte pe scurt de ce Marian Mitră iubește florile? Uitați-vă așa acolo în cameră și spuneți-mi de ce Marian Mitră iubește florile. Dați-mi câteva argumente. Da, eu sunt un iubitor de frumos, un iubitor de oameni, un iubitor de natură, de plante, de flori, de mediu, și să nu uităm, cine dă, lui își dă, cine face, lui își face. Ar fi foarte frumos să încheie așa, dar mai am o întrebare. Dacă n-ați fi făcut acest tip de business, ce altceva ați fi făcut? A doua, să spun eu, în ordinea preferințelor, unde acum e clar, v-ați perfecționat, cine dă, lui își dă, foarte frumos spus, foarte frumos. Dar dacă n-ați făcut acest tip de business, ce altceva ați făcut? Horticultură și, bineînțeles, plante și flori. Deci o pasiune mare și nepieritoare. Exact, așa este. Mult succes, domnule Mitră. Ne vom reîntâlni probabil undeva în luna mai, când aici vor fi porțile deschise la sărbătoarea florilor. Dar până atunci, bucurați-vă de imaginile pe care vi le-am oferit cu sprijinul domnului Marian Mitră, care a investit timp, bani, experiență, energie și dăruire, bucuria inimii în aceste miracole numite flori. Perisabile, dar nepieritoare și nemuritoare în același timp. Mulțumim tare mult! Și eu vă mulțumesc mult și vă așteptăm cu mare drag să ne vizitați! Thank you.